Bună ziua și bine ați venit pe cafetele.ro. Astăzi avem un invitat special, un om asumat și carismatic, prin mâinile căruia au trecut multe vedete de la noi. Este vorba despre celebrul hairstylist al vedetelor, Adi Constantin, și nu doar hairstylist, ci și critic în materie de styling al vedetelor. Bună ziua, Adi, și bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase! Adi, tu ești unul dintre cei mai duri critici din România. Ți s-a întâmplat vreodată ca vreo persoană publică, vreo vedetă, să fie deranjată de criticile pe care i le-ai adus? Da, mi s-a întâmplat în urmă cu circa 2 ani de zile și nu am înțeles reacția, deoarece consider că atunci când devii o persoană publică și anume un produs, nu-i așa, până la urmă, trebuie să-ți asumi părerile pro și contra. Nu toată lumea poate să te placă, însă în ceea ce privește rubrica mea, eu nu am amestecat simpatiile cu antipatiile, am fost strict profesional și am taxat atunci când în materie de covor roșu și anume eveniment monden s-a gafat pe partea de styling, care va să zică părul și machiajul, de ce nu. Spune-mi două persoane care crezi tu că au gafat constant pe covorul roșu și două pe care le admiri și îți place cum s-au prezentat. Păi, ca să sune drăguț, o să încep cu cele pe care le admir și atunci o să spun Anca Serea, care întotdeauna are notă de trecere în rubricile mele. Desigur, nu este foarte constant din zona ei de safeness și optează pentru lucruri foarte curate și finisate, însă nici măcar nu o văd altfel, drept pentru care e impecabilă. Încă una care de regulă îmi place este Carmen Brumă. Iar două care gafează, și anume strict din prisma acestui amalgam de extensii și coze aplicate din tot felul de materiale de calitate îndoielnică, văzându-se 100% că aceste păruri aplicate în părul ei nu sunt naturale, a fost adesea ori criticată de către mine, Laura, pentru că avea părul ei natural de o nuanță, cozile aplicate total de altă culoare, se vedea discrepanța, părul când nu este natural lucește, cade foarte drept la vârfuri, se vede că e un fel de păr de păpușă, which it means fake hair. Încă una care nu mi-a plăcut, dar îmi place ca și artist și da, am crescut cu ea, nu-i așa, vorbim de Anda Adam, mi se pare că își lasă extensiile mult prea lungi și atunci e de la sine înțelegător că pe un blond atât de deschis și decolorat ca și al ei, e firesc că nu e părul ei natural, deci nu are o tunsoare care să creeze armonie între părul acesteia și extensie, are niște extensii foarte lungi, interminabile, se vede că are extensii, ceea ce nu e ok. Câte dintre persoanele publice pe care le-ai criticat ți-au devenit ulterior cliente? Cred că destul de multe. Poți să-mi dai câteva Da, am exemple? Avut un episod foarte drăguț în urmă cu 2 ani de zile cu Dana Săvuică, cu care am și făcut un material de lifestyle și înfrumusețare. După circa 4 apariții de ale domniei sale în rubrica mea, a venit și mi-a zis: bine, dragă, cum e dânsa spontană și dintr-o bucată, fă-mă cum consideri tu că m-ar avantaja. Deci a fost o întâmplare foarte dragă și plăcută mie. Aș putea să spun și Otilia, care a optat pentru extensiile aduse de către mine în momente de concerte sau photoshooting-uri, nu-i așa, la rândul ei folosește extensia pentru îmbunătățire, pentru volum și lungime, și da, la rândul ei a devenit clienta mea pe partea de extensie marca Adi Constantin. Sunt câteva. În această toamnă ce poți să ne spui despre trenduri în materie de coloristic, hairstyling? Da, în această toamnă recomand romantismul, senzualitatea, nuanțele calde, ruginii,
balaiajele făcute pe un fond arămiu pe treaptă de 5, în care poți să vii cu o tehnică inspirațională, foiliaj, dar e o altă discuție, și să creezi niște lumini foarte naturale în bază 8 cu reflexe aurii, adică tot ce înseamnă cald, tot ce înseamnă romantic, tot ce înseamnă toamnă. Însă curând, din nou, ca în fiecare an, vor reintra în tendință puternic culorile puternice în materie de blond, și anume tot ce ține de silver pe treaptă de 10-12. Dar acolo vorbim de niște blonduri care necesită niște procese, să spunem așa, you have to over bleach, adică trebuie să te decolorezi de circa 2 ori ca să ajungi în blondurile aferente, care nu-i așa, au devenit virale aceste blonduri pe Instagram, și peste 70% din cliente, când ajung în saloanele cotidiene și nu numai, vin cu aceste poze inspiraționale în care văd aceste blonduri atât de albicioase, atât de cenușii, atât de perfecte, dar care presupun că sunt greu de obținut. Depinde cu ce vin păr. Depinde, e un factor pe care multă lume nu îl pune în prim plan, depinde ultimul brand de vopsea cu care ai fost făcută și tot background-ul părului tău. Ca mai apoi să poți să-ți dai seama, ca și colorist, dacă poți să spargi, să radiezi jos efectiv din părul persoanei respective tot acest amalgam de culori din trecut și să reușești să o cureți de închis și să o aduci în blond. Nu e pentru toată lumea acest proces, vorbim de ceva foarte greu de realizat. Eu sunt genul de colorist care pune foarte mare accent pe calitatea părului în sine și pe cum îți las părul. Dacă consider că vii cu o cerință aberantă pentru că nu ai cunoștință de cauză, care mai apoi îți arde părul destul de grav, prefer să te refuz și să renunți la programare sau să te încadrezi în pașii mei și să te faci conform politicii mele de colorare. E de la om la om. Da, că sunt multe persoane care pleacă supărate din salon că au fost refuzate, fără să-și dea seama că e total spre binele lor. Da, am avut și întâmplări în care au venit la mine în ideea că, fiind vechi, fiind un brand name, pot orice, după care le-am trezit la realitate, au plecat și s-au întors la mine tunse, cu părul scurt, în toate nuanțele posibile, spunându-mi că au forțat nota, s-au decolorat de foarte multe ori, au fost nevoite să se tundă mai scurt și uite așa au revenit să încerc să fac ceva. Să repare, sau să apeleze la extensiile pe care eu le aduc din Emirate și nu numai, și care sunt atât de naturale și care nu circulă nicăieri pe online-ul românesc și a cărei calități nu necesită nici promovare, nici prezentare, pentru că se știe. În materie de tunsuri, ce poți să-mi spui? Se mai poartă părul scurt, părul lung, breton? Să știi că da, actually da, tunsorile compacte, Vidal Sassoon până la umăr, which it means straight, drept, sau de ce nu ușor asimetrice cu vârfurile mai ascuțite în față, însă știi, femeile în România sunt foarte latino, dacă vrei, și trebuie să recunoaștem că nu au deschiderea de a apela strict la ceea ce se poartă și rămân în zona lor de confort, în veșnicele bucle, în peste 2 pachete de extensii aplicate cu clips sau alte metode invazive orba. Deci nu e un public foarte deschis în România care să absoarbă de la un hairstylist sau de la un vizajist ce se poartă. Da, știu că tu lucrezi la un salon din Dorobanți, unde ești și asociat, și tocmai ce spuneai mai devreme, că și aduci extensii din străinătate. Hai să vorbim puțin despre extensii. Da. Cum ar putea cineva să-și dea seama de niște extensii care sunt mai puțin calitative față de cele din păr natural? În primul rând, o extensie din păr uman nu lucește. O extensie din păr natural, nu știu, trebuie să faci comparație între părul tău din cap și extensia care ți se prezintă în față. Este foarte simplu. Dar
eu nu vreau să fac antireclamă nimănui sau să dau în cineva, însă eu sunt în măsură ca și colorist să-mi exprim părerea și punctul de vedere și de ce nu ca și importator de păr uman. Eu nu am văzut în 12 ani de când locuiesc în București păr uman pe online-ul românesc. Netratat chimic, neplastifiat. Eu nu am întâlnit. Motiv pentru care eu aduc părul alături de asociata mea, Andra, cu care dețin Adi Constantin Beauty Line în Dorobanți, noi aducem părul din Emirate îndeosebi și din alte țări arabe. Aducem un bulk hair care va să zică netratat chimic, nevopsit, neplastifiat, sub nicio formă, refolosibil până în 3-4 ani. Extensiile de câte tipuri sunt? De câte tipuri sunt? Da, da. Te referi la metoda de aplicare? Da, metoda de aplicare. Sunt foarte multe metode de aplicare. Faimosul tape-on care domină în piață și în toate saloanele și care e atât de ușor de aplicat, învechita keratină, nu-i așa, microringul, nanoringul, extensiile cusute, suntem puțini care facem asta în București. Eu fac parte din generația veche, old school. Și atunci, firește, mănânc pe pâine această metodă de extensie cusută pe împletitură. Există și double hair-ul, clip-on-ul, de ce nu? Sunt multe metode. Sunt multe femei care s-au plâns că după ce au purtat extensii, au cam rămas fără păr. Totul provine, nu vrei să știi, pentru că sunt profi și pentru că nu vreau să dau în nimeni, nu am făcut public din alte saloane sonore și nici n-am să fac asta, pentru că nu mă caracterizează. Câte persoane publice mi-au venit în salon? De la diverse metode de aplicare, cu părul, din nefericire, foarte afectat. Atunci când înlături lipiciul sau banda adezivă, indiferent de cât de bună ar fi soluția ta de înlăturat orba, stă ne revenim, zic. Vorbim despre un sandwich, pe o parte și pe alta, cu lipici, în care tu îți înghiți părul, sau de o keratină pe care la cald, efectiv, o îmbibi, o împingi, o sigilezi în părul natural al clientului, din această mișcare, din degete. Spune-mi tu mie cum să scoți cu ușurință acea keratină pietrificată efectiv. Deci, problema este momentul în care înlături. Acolo clienta pierde foarte mult păr. Sau dacă spălatul aferent săptămânal nu este hidratat ca atare și nu se pune accent pe momentul în care vii la salon să te coafezi și nu hidratezi bine rădăcina, nu descurci la fiecare spălat, din păcate în momentul întreținerii ai rădăcina foarte îmbâxită și încurcată. Că tot am vorbit despre vedete, am să-i rog acum pe colegii mei, avem câteva poze cu parte dintre ele, să vedem ce coafiuri au purtat ele la, la evenimentele pe la care au mai fost. Cristina, zic bine? Da, Cristina și Șcanu avem aici. Un păr natural, nevopsit. Observ că a renunțat la lungime destul de mult în ultima perioadă. O coafiură foarte curată, safe, nu sunt foarte multe de zis. Și da, e un întreg ok. Adică, cum se prezintă din cap până în picioare, există armonie în păr și în ceea ce poartă. Nicole Sherry. Da, asta e o coafiură foarte American wannabe. Vorbim de un nefinisaj aici și de regulă această coafiură o propun pe zona de wet look, de umiditate ca și aspect. E young, așa, e fresh. Îi vine bine, dar dacă o să întrebi un om de rând după stradă, o să zică că e nepieptănată. Dana să vă uit. Dana s-a tuns, da, am văzut că a făcut această schimbare radicală. Îmi place luminozitatea blondului în bază 9-10, radiază, îi vine foarte bine, cât mai deschisă să rămână, să nu se mai prostească cu rădăcini închise pe treaptă de 7-6, să nu coboare de roc în marouri. Cât despre lungime, este o lungime care teoretic se propune și se poartă. Nu-i stă rău deloc, dar îmi place de ea și cu părul lung. Oana Roman. Oana mi se pare prea închisă.
Da, într-adevăr, e o naturalețe și un finisaj drăguț între sprânceană, păr, nuanțe din ochii căprui, de ce nu? Însă totuși mi se pare mult prea închisă în bază 4 o ciocolată amăruie. Nu știu, aș veni cu un soft balaiaj și aș face niște luminozități și niște vârfuri înspre un espresso, un fel de cafeole. Aș deschide-o puțin mai mult. Băi, mie niciodată Julia. Nu mi-au plăcut tunsorile astea pixii în ceea ce o privește pe Julia. Da, i-a stat bine Adelinei Pestrițu și atât. Cât despre blond, am trăit în ideea că nu are trăsături de acest blond atât de decolorat. Mi se pare că Julia este tipic acea româncă, dacă vrei, brunetă autentică. Eu o văd pe Julia doar închisă. Sore. Nimic de zis. Impecabilă. Lidia Bucur. Da, iarăși, o tunsoare Sasun. Da, acesta e un bob foarte compact. Lipsit de asimetrie, din câte observ. Îmi place cum îi stă, îmi place că îi arată decolteul generos. Are un gât și un decolteu pe care se pretează extrem de bine această tunsoare, implicit mandibula, deci are toate caracteristicile aferente acestei tunsori. Îi stă bine, îi vine bine și știe să poartă această tunsoare. Adela Popescu. Foarte multe filtre în această poză. Ca atare, aș vrea să comentez, dar din cauza filtrelor, și o să fac o sugestie aici publică stiliștilor care vor să promoveze culoarea, trebuie să postăm cât mai brut, ca să poți să deduci ca și client, când vrei să alegi și să te duci într-acolo și să te faci pe aceeași mână, ca să poți să vezi realmente. Dar, firește, Adela Forever Endeavor blondă, îi vine foarte bine și... Ai vedea o altă nuanță de păr pe Adela? Nu aș vedea o altă nuanță de păr. E frumos ce văd, o avantajează, dar aceste filtre... prin care ele toate au această tendință, mă refer la vedete, de a-și face ochii sticlați sau mai știu eu, fețele astea impecabile din ceară, nu știu de ce forțează atât de tare nota, adică efectiv nu le mai recunoști pe Facebook și pe Instagram, sunt toate chinuite, firește nu dau una de la în mod direct, generalizez, mi se par mult prea lucrate pozele, adică dați-ne voie să vă recunoaștem, să plecăm cu ideea că sunteți voi cele cu care am crescut, știi? Laura, da, nu. Deci acest contur închis îi aduce o umbră pe față. Nu văd o distanță foarte mare între pleoapă și arcadă, motiv pentru care țin să cred că îi micșorează ochii, îi trebuie niște luminozități, dacă vrei șuvițe în termeni populari, făcute aproape de rădăcină. Deci ei trebuie neapărat luminozitate pe față. Este mult prea închisă și o înrăiește dacă dorești. Nu îmi place cum îi vine așa. Alina Ceușan. Alina Ceușan, as usual, un mix de boho chic as a bride, da, este altceva și e impactant pentru publicul român, un astfel de outfit în ziua anunții. Firește, o văd această culoare care, din cauza ei, a devenit o obsesie virală în materie de fete tinere care vin și vor să se facă blonde, dar totuși pentru un eveniment atât de special, aș fi ales ceva ușor mai lucrat, adică efectiv pare făcută sau nefăcută deloc la păr de ea și cu ea, în baie, dacă dorești, aplicată pălăria și la revedere, out of the door. Deci nu îmi spune nimic ca și mireasă.
Mădălina Ghenea. Mădălina, acesta nu este părul ei. Deci 100% a apelat pentru extensii clip-in la acest eveniment. Și da, are o culoare care se vrea a fi un balaiaj, dar nu este, pentru că șuvițele ei nu sunt în ape. Nu există o trecere foarte armonioasă între rădăcina ei închisă și șuvițe. Are niște șuvițe oarecum par trântite în părul ei, știi? Și da, îi vine bine cu acest volum și lungime și extensii și e foarte latino, foarte mișto, dar sunt șuvițele prea șuvițe. Asta nu-mi place. Anca Serea. Păi cum îți spuneam la începutul discuției noastre, ea este foarte safe. Un look curat, finisat, impecabil și care, da, este în tendințe. E o coafiură foarte recomandată peste hotare. Și nu numai. Dar pare o culoare foarte naturală. Păi Anca nu este vopsită la păr. Poate își dă câte un toner o dată pe an, țin să cred, însă pare nevopsită. Da. Exact ce îți spuneam. Da, îmi place cum îi vine blondă. Firește, după atâția ani de blond, nu o văd sub nicio formă altfel. Este o culoare reușită, 100% decolorată la rădăcină, însă eu, singurul inconvenient pe care îl văd în această poză, este lungimea. Nu, deci, efectiv, nu e firesc să ai atât de mult păr, atât de lung și atât de blond. Egal, are extensii. Când ai extensii, ideea este să nu se vadă, să nu se remarce. Deci, fără dar și poate, ea trebuie să opteze pentru o tunsoare graduată, dacă dorești, la 45 de grade, și să își facă niște valuri în păr și să rămână undeva la 45 de centimetri lungime ca să pară rupt din normal. Andra. Iarăși o coafiură extrem de purtată, care nu-i vine rău, însă din prisma frunții late, pentru că nu-i așa, și eu o am la rândul meu, nu este o ofensă, e efectiv, astea sunt caracteristicile feței domniei sale. Neapărat aș fi lăsat două șuvițe pe frunte să cadă lejer, făcute waves, cu cărarea pe mijloc. Nu i-aș fi strâns integral tot părul, nu i-aș fi descoperit integral tot părul și totuși mi se pare că deja e aproape spre bază 3, e mult prea închisă, Andra. Deci aș vedea-o puțin mai deschisă din punct de vedere culoare. Andreea Bălan. Da, extensii interminabile, puține, decolorată, over bleached, one more time și încă o dată și încă o dată. Nu știu ce să zic, nu pot să spun de bine. Dar pentru că am crescut cu ea și pentru că îmi place ca artist, o să mă abțin. Însă lungimea și extensiile și culoarea, nu pot să spun că este ceea ce i-aș face sau i-aș recomanda. Carmen de la Sălcea. Carmen, da, din câte știu, Carmen are ochii verzi, nu-i așa? Da. Ca atare îi vine foarte bine cu părul negru. Da, nimic de criticat, nimic de adăugat, îi vine bine brunetă, o sugestie sănătoasă pentru ea ar fi să nu facă abuz de placă, pentru că mi se pare un păr foarte întins, foarte îmbrăcat în placă, dacă vrei, ca și aspect. Firește, e un aspect ușor învechit, dar îi stă bine brunetă și asta o salvează. Despre Culiță Sterp ce poți să-mi spui? Despre? Culiță Sterp, partenerul ei. Despre partenerul ei, nu știu ce să-ți spun. Nu pot să-i pun extensii, este tuns mult prea scurt. Bine, Adi
îți mulțumesc pentru comentarii. Acum aș vrea să schimbăm puțin registrul și să vorbim despre viața ta personală. Da. Tu ești o persoană foarte asumată. Foarte. Și știu că ai făcut anumite mărturisiri despre orientarea ta sexuală. De când ai recunoscut acest lucru, ai fost marginalizat, criticat, s-au adus jigniri? Știi ce se întâmplă? Jignirile și marginalizarea vine foarte mult și din felul în care tu te integrezi sau nu în parametrii pe care ți-i oferă România. Eu am fost prima persoană publică care a ieșit în față și a zis, da, domnule, ăsta sunt, aș fi fost penibil să neg și nu am de ce, pentru că nu mă întreține nimeni, însă, ca să se înțeleagă foarte bine, acest este lucrul meu ca persoană publică, Cadi Constantin, stilistul vedetelor. În viața cotidiană de zi cu zi, mă încadrez în, fără dar și poate, în mentalitatea românului și sunt mult mai simplu și de neremarcat pe stradă. Și o fac ca să nu deranjez din punct de vedere vizual și o fac pentru mine, pentru starea mea de bine și pentru siguranța mea. Însă, da, jignirea au existat de-a lungul anilor.